Sâmbătă 27 mai 2022, mă aflu în localitatea Dobroiești din județul Ilfov, unde am participat la îmbarcarea porumbeilor pentru etapa de concurs de la Bârlad, parcă nu? Bârlad. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu vicepreședintele clubului, domnul Rebreanu Iulius. Da. Vă salut, domnul Rebreanu, ce faceți? Vă salut și eu, bine. Responsabilități noi, acum aveți ce faceți. Sunteți persoană cu credibilitate, da. Serios asta aici cu... Asta e, dacă... M-au ales oameni, cum e? Să... Cum merge treaba? Organizatorii bine, ca așa. Bine. Știu că ați mai avut, noastră nu e problemă, că ați mai avut un club acolo, da. L-ați gestionat foarte bine, nu știu dacă acum nu mai aveți, nu mai e, nu? Nu, s-a desfințat. Nu, da. Cum merge treaba aici? Foarte bine, un colectiv unit, majoritatea tineri, am văzut. Îi mai încurajăm, au început să vină și copii, mai chiar face, astăzi, mai chiar astăzi le-am adus 5 perechi de porumbei, le-am dat cadou. Trebuie încurajați, ce să faci? Ați rămas în continuare aceeași mână largă, să zic așa, nu? Da, nu mă face pe mine o pereche, două de porumbei. Dacă poți să ajuți un copil și să-l bucuri, dă-i să se bucure. Da. Personal, cum au mers porumbei până la momentul ăsta? Eu sunt mulțumit de cum. Da? Da. Au venit bun, bine, da, ca soțiri? Da, ca... da. Ce v-au venit mai bine? Mascul, femele? Femelele. De ce? Se motivează mai bine sau aveți un lot mai bun? Nu știu ce se întâmplă, ele se motivează mai bine. Sunt mai constante, nu? Mai... Da. Au intrat în formă mai ușor, mai... Intră mai... zboară mai mult, intră mai ușor în formă, sosesc primele de la concursuri. Văduvia în continuare, îți vorbați, nu? Văduvie, numai văduvie, da. Am înțeles. Ce ați mai introdus la matcă în ultimii ani? N-am mai fost pe la noastră de ceva timp. Nu, în ultimii ani n-am mai adus porumbei la matcă, acum... 3-4 ani de zile am luat toți porumbei de matca lui Badea Paulin, care e plecat în Italia. Omul zboară acolo, e campionul Italiei, iar porumbei care avea originalii, nu lotul de zbor, lotul de zbor nu știu ce a făcut cu ei, originalii care avea la matcă, i-am luat eu pe toți. Adică mi-a făcut omul cadou, ca să înțelegeți. Nu i-am plătit, nu nimic. În primul an v-ați sfătuit cu dânsul cum ați făcut cuplurile? Nu. Sau nu? Mi-a spus, împerechează-i cum vrei tu, după mână mâna ta, după care dă pui buni, oprește-i, care nu, fă ce vrei. Cu ei sacrifică-i, dă-i cadou, nu mă interesează. Și din 20 și ceva de porumbei care am luat de la el, mai am 7 porumbei. Ăștia v-au plăcut, adică... Nu! Ăștia au confirmat, nu? Au, puii lor au confirmat. Restul, da, cu ce am sucit, cu ce am învârtit, nu. Da. Pentru ce să-i țin. Câte perechi la matcă mai aveți acum? 8 perechi. Doar o perechi, nu? Atât. Înseamnă că v-a rămas și a striat cu sita cea mai deasă. Da. Nu? L-am chemat și pe prietenul meu, Radu Enache. Am stat la o bere, hai să-i triem, hai. Și mi-a triat, dar am rămas. Bine, el pe partea fizică, să zic așa, da, la mână, da, nu? Da, da, și da, noastră pe partea de rezultate, că da, a trebuit să-i spuneți, scoane, uite, ăsta da, a mers, ăsta așa, uite, așa, așa, așa. Păi mă punea să scot de acolo o pereche care ea mi-a dat, cea mai bună femeie a mea de fond, e dintr-o pereche care i-a zis, ăștia spupeze. Păi stai, coană, lasă-i, mai scot o dată și după aia cat. Da. Da, da. Cu puii cum stați la momentul ăsta? V-ați făcut plinul? Câte serii ați scos până acum? Nu mai scot mulți pui. Nu mai pot. De când deci... m-am operat la coloană, nu mai pot să mă aplec, să mă mișc bine, să... Nu. Până la ora actuală n-am decât 35 de pui, atât. Să zic că mai scot undeva la 15-20 de pui, stop. La 50... Nu mai pot. Îi zbor pe toți, ce rămâne, rămâne. Da. Ce nu rămâne, nu rămâne. Da. Nu mai... Vă mai ajută cineva? Nu, singur, nu, tot așa, în continuare singur, nu? Da, da. E greu, într-adevăr, dacă aveți probleme medicale, se asta simte la mână, la... Așa este. Da. N-am ce să fac. Familie? Vin aici, vin cu plăcere la club. Da. Au apărut probleme noi aici, că vrând nevrând cum ai lovit și de probleme aici. Sunt, au fost și peste tot, ca peste tot. Da. Au fost probleme, mai sunt probleme, dar... Da. Totul se rezolvă, cu calm, cu răbdare, nu cu ceartă, cu experiența scandal, pe cu... care o aveți în comunicarea cu oamenii. Au început să înțeleagă despre ce e vorba. Da. Le-am spus, nu mai facem cum se făcea până acum. Facem, uite așa, că suntem civilizați, nu mai suntem sălbatici. Să țipăm, să urlăm unii la alții, nu? Încrezător pentru anul ăsta? Da. După cum a început sezonul? Da. Ce vizați? Vreun loc anume? Vreo categorie anume? Ce v-ar place? Ce rezultate? La ce categorie? Toate categoriile îmi plac mie. Toate. Orice categorie e frumoasă în felul ei.
Dar șansa așa la ce credeți că ați avea mai bine? Cel mai mult și cel mai mult, ce mi-am dorit eu cel mai mult, anul trecut a fost azi național să fac. Și am făcut azi național cu o femelă, după ce am apărut în centralizări, m-a scos. De ce? Că tehnicul care era anul trecut a uitat să trimită filmarea cu sigiliile sau cam așa ceva. Un amănunt nesemnificativ, părerea mea. Păi dacă la locul lansării a fost filmare făcută și a filmat, da, și a filmat sigiliile puse, a uitat să le trimită de aici, de la club. Filmarea cu, de la club, când a plecat mașina. M-a scos. Iar fisa lui asta cu care am făcut azi național, o singură etapă îi mai trebuia, indiferent ce, viteză sau demifond, nu conta ce, că avea două maratoane, avea două fonduri, porumbiță de un an de zile, la aia nu mă bătea nimeni. Și n-a vrut ea să mai claseze odată și făceam și cu aia azi național. Dar e tânără, adică o aveți în continuare, ai locul de zbor, da, nu? Da, da. E de 2020. Tânără, are șanse. Da. La un rezultat bun în continuare. În fine. Una peste alta optimist, așa, da, nu? Da, bineînțeles. Păi altfel ce? Dacă n-ai fi optimist, așa, să stai așa, îngândurat, dacă stai să te gândești că-s porumbei, să mai pierd de acum încolo. Și atunci înseamnă că te lași de porumbei, nu mai zbori. Așa e. Nu. Așa e. Vă mulțumesc că ați acceptat să stăm de vorbă. Doamne ferește. Domnul Revream, baftă multă în continuare. Mulțumesc. Vă țin pumnii și la sfârșit, în toamnă, când se trage linie, veniți la masa festivă și vedeți acolo rezultatele. Acolo e cel mai bine. Așa e. Baftă multă, vă doresc în continuare. Multă sănătate, numai bine. Cu stima. Sănătate.